Deci putem să lăudăm pe Domnul cu tot ce avem. Dumnezeu este Cel care fiecare dintre noi ne-a înzestrat. El este Cel care ne-a dat. Un talent pe care putem să-l folosim pentru lucrarea Lui. Și mulțumim Dumnezeu pentru familia Mureșan. Vă mulțumim că ați venit în mijlocul nostru, în Serbia. Dorim ca Domnul să vă binecuvânteze. Și aceste cântece pe care le-am ascultat spre lauda Lui Dumnezeu a atins inimile noastre. Ne-am cuvânt să-i mulțumesc Lui Dumnezeu pentru această seară. El este Cel care ne-a unit din Austria, România, Serbia, mai altul sărbesc, căci am putut să venim la dumneavoastră. Un singur scop. Să vă spunem că pentru această viață există ceva mai bun. Pentru fiecare dintre noi. Și de aceea în Ioan, capitolul 3, versetul 16, Evanghelistul Ioan zice în felul următor. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, jer je Bog toliko voleo ovaj svijet. Da, da, pe singurul lui fiu. Da je dao svog jedinog sina. Kao și cine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Da, svako ko veruje u njega ne pogine, nego da ima život večan. A venit familia.